domnilor, schimbăm registrul la exclusiv șef, vine acum Carmen Trandafir. Un trandafir crește la firida noastră astăzi. Ce faci, Carmen? Mă văd? Da, da, ești nu perfect. Doar tu, da. Bine, am venit pregătită să asist la gătit. Cum să asist? Stai că nu ne înțelegem. Te-am ajutat doar. Ok, mulțumesc. Adică m-ai scăpat de mirosul de usturoi. Să știi că îmi place, chiar și pe mâini, nu mă deranjează. Da, am venit să și gătim, să povestim. Spune ce gătim în seara asta? Fajitas de pui. Sună foarte pretențios, dar este cel mai rapid fel de mâncare pe care îl gătesc Anei acasă. Când este foame, am tot timpul condimentul în casă, tortilla și un pic de cărniță. De unde naște această rețetă? De unde... Faceți mâncare bună, că mi-e foame de bine. Ia-o, ia-o pe colegul meu, deja e foame. Nici nu ne-am apucat de foame. Sora mea, când a venit în țară, a gătit asta pentru toată lumea. Eu nu am asistat la așa, dar mi-am pregătit și eu acasă din auzite ce mi-a spus ea. N-am complicat atât de mult rețeta. Eu fac rapid. Important e gustul de final. Nu urmez nicio rețetă. Important este să avem condimentul care dă savoarea. Condimentul minune în seara asta. Da, al meu e minune pentru că eu folosesc Draga doar mea, acest condiment. Draga mea, eu am curățat usturoiul, am pus carnea mai aici, treci tu. Aș vrea să transmit și o condoleanță familiei. Am avut onoarea să-l cunosc pe maestru la mai multe evenimente la care am participat și eu ca șef bucătar. Condoleanțe familiei și... Da. Asemenea și eu am vrut să ieșim puțin din nota asta. Este șocant pentru mulți dintre noi. Carmen, îți mulțumesc foarte mult. Șef Hrean este numele de cod pentru Carmen Trandafir. Hrean, sănătos, bun, dar facem șef fajitas Hrean de pui, deci pui și pui. Că după aia mai puneai și uitai pui, să pui, mai pui pui. Da? Doamnelor și domnilor, pui pub acum și după aceea avem o groază de lucruri de făcut astăzi. 30 de primăveri de carieră. La mulți ani, la mulți ani, la cât mai multe. 30 de primăveri. 30 de primăveri. Că ea, să știți că ea, exact cum a ieșit din burtica mamei ei, a început să cânte. Ca orice copil, numai că ea a ieșit direct cu trei ori. Aproape că așa am și rămas cum am ieșit din burtica mamei, adică aproape de mică. Da, da, da. Sper că mi-a crescut mintea. Esențele tari se țin în sticle mici, știam noi o vorbă. Prin urmare, la mulți ani, la mulți ani, Carmen. La fel, Cristi, că și tu asemenea. Mulțumesc foarte mult. Faci acolo, ce faci? Am făcut echipă bună. S-a creat echipă bună aici. Ce folosiți? Spuneți-mi ingredientele, măcar așa, repede. Mușchiuleț de pui. Așa. Pentru cine nu știu, sunt acei piept de pui mai micuți. Toată lumea, când îi zici, domnule, vreau mușchiuleț de pui, se uită cam urât la tine. Așa. Ardei, gras, ceapă, usturoi, sare, piper, ulei de măsline și foarte, foarte multă pasiune. Și un pic de vin. Și vin. Pasiune. Un pic de vin. Aici ne băgăm și noi. Pasiune fără vin. Vă băgați și voi la vin. Da. Auzi, că pasiune fără vin nu se poate. A zis Carmen, nu eu. Bravo, Carmen, abia aștept să văd ce faci. Lavinia! Ultima oară când ne-am văzut, dragilor, nu prea erați voi bine, erați acasă. Acum sunteți repede să vedem. Ca să fac o glumă, credeam că spui cum să te refaci după o beție cruntă, că tot vorbeam de vin. Da. Repede să vedem, Carmen. Mihai, ce ai făcut astăzi? Ai vreo surpriză? Mihai! A fugit Mihai? Eu? Da? Nu, n-am fugit. Senzațional făcut de Carmen Trandafir. De șef Iulian, șef Iulian, ceva grozav. Arată extraordinar, o să fur din... Mulțumim foarte mult, participați la concursul nostru. Nu uitați, vom mai vorbi de concurs până acum, de luni până joi și vineri aflați cei 7 câștigători. Toate bune, ne vedem mâine cu alte surprize. La revedere! Toate.